Carnea de mistreț, atât de sănătoasă, poate deveni un pericol pentru sănătate. Porcii mistreți, mai mult decât cei crescuți în gospodării, pot fi purtători și transmițători ai parazitului Trichinella spiralis. În ultima lună, specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au descoperit 5 cazuri de trichineloză la mistreți împușcați în diferite zone ale județului. Au fost efectuate 91 de examene trichineloscopice prin metoda digestiei artificiale de la porcii împușcați în partidele de vânătoare organizate în fondurile cinegetice din județ, probe care au fost examinate în laboratorul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor OLT, fiind depistate în total 5 probe pozitive în fondurile de vânătoare de la izvorul Ianca, Cârlogani, Grojdibodu și Călui. Ca să preîntâmpine îmbolnăvirea populației prin consumul de carne de mistreți infestată, medicii veterinari organizează frecvent întâlniri cu reprezentanții fondurilor de vânătoare. Sunt instruiți să preleveze probele, să ne informeze când se organizează partidele de vânătoare, să preleveze probele și să le trimită la laborator în vederea efectuării diverselor examene. Și evident că în momentul în care se depistează un examen pozitiv, o boală, atunci se iau măsurile cele legale. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT au mai efectuat luna trecută alte aproape 1500 de examene trichineloscopice la porcii sacrificați tradițional în gospodăriile populației. 11 probe au fost transmise către Laboratorul Central pentru analize suplimentare, dar și acestea au fost negative. Trichineloza este o boală care se transmite de la animale la om prin consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic. Boala se manifestă prin febră, tulburări digestive și dureri musculare, iar în unele cazuri poate cauza moartea.